Aproximativ 100 de pensionari și-au testat astăzi vederea. După consult, cei care au dorit au putut să-și comande ochelari pentru vedere, beneficiind de o serie de gratuități în achiziționarea acestora. Încă de la primele ore ale dimineții, zeci de pensionari din Zalău au venit la consultațiile gratuite organizate la Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Zalău. Numărul mare de pensionari interesați de aceste consultații a depășit speranțele organizatorilor. După testare, consultație cu aparatură foarte modernă, cine are nevoie de ochelari și comandă, se plătesc în două rate și în decurs de câteva o săptămână sau două maxim, se aduc ochelarii să predau la oameni. De data asta am avut o reușită foarte bună, având în vedere că și dumneavoastră cu televiziune ne-ați ajutat și acum astăzi vor fi, cred că peste 100 de bătrâni care se consultă și mulți își comandă ochelari. După runda de consultații de la Zalău, Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor, în parteneriat cu instituția prefectului, va organiza cu sprijinul aceleiași firme din Brașov consultații gratuite la ochi pentru pensionarii din sate. Astăzi vorbim de Zalău. Am avut în 14 august, tot pe Zalău, peste 80 de persoane, din care 38 și-au comandat ochelari. Prin înțelegere și cu sprijinul instituției prefectului, vom derula acțiunea în tot județul. Chiar acum lucrez la un grafic pe principalele orașe și comune din județ, grafic care, cu ajutorul instituției prefectului, se va comunica la comune și la orașe, respectiv primare vor avea obligația să asigure locația și să încerce o mobilizare alături de mandatarii noștri care avem la comune și la orașe, să mobilizeze populația și să realizăm această acțiune. N-am crezut, dar să știți că este foarte utilă pentru pensionari, pentru bătrâni, pentru cei care nu văd. Cei care vor apela în continuare la aceste consultații organizate de CARP vor beneficia și de o serie de beneficii. Aceștia vor primi în mod gratuit rama de ochelari, dar și vor putea să plătească valoarea lentilelor în două rate cu reducere de 20%.